Data de 24 mai 2024 și am venit la niște roișori făcuți cu măci împerecheate, fiindcă eu am scos reginele împerecheate din colonii și cu câteva zile înainte de a forma roii, acele nuclee de împerechere pe care le-ați văzut în filmele anterioare. Și după, ce am scos aceste regine din colonii respective, e cazul să le văd cum arată. Am văzut că la Urdiniș sunt destul de active. Am uitat ustensilele, asta e, le-am adus, să le văd cum arată, pe câte rame de albin a rămas și ce mai important este să-i aplic și lui un pic de formic, foarte puțin, și să vedeți cam cum arată. Este un roi marcă împerecheată, aici măcile intraseră în frigurile roitului și le-am scos din colonii. Bun, așa cum am gândit eu la acea dată, să văd pe câte rame a mai rămas. Bun, a rămas, că, să zic așa, are mâncare, i-am lăsat miere destulă, să nu mai am eu bătaie de cap cu el. Așa, măcile s-au relansat. Asta este o variantă pentru în momentul în care n-ai nicio posibilitate de a face altceva cu o familie intrată în frigurile roitului decât să scoți matca afară din ea, formezi un roișor. Bine, aveam nevoie de material biologic pentru a forma nucleele de împerechere și am zis, hai mă scot reginele, după 5 zile totul este în regulă. Aceste regine se vor relansa în roișorii formați. Aici a și construit, aceasta a fost o ramă dată, l-a construit. Matca n-a venit încă, ea depune-o în funcție de puterea coloniei. Are albinuță, nu-i problemă. Un roișor frumușel. Așa îl voi ține, nu-i fac altceva nimic. Face parte dintr-o zonă a albinelor care înmulțești, să ai puiet. Să ai puiet, masca-o foarte bine, este puietul ei, are larve, totul arată bine. Se comportă exact ca un roi. Va dura, el o să fie bun de iernat, probabil în 2-3 rame așa va ierna. La momentul acela l-am format pe 4 rame, să fie un pic mai măricel, și el o să pornească. Dacă matca este bună, nu o să fie nicio problemă. Totul e să aibă la dispoziție hrană suficientă, este valabil și la roi, ca în primăvară, la dezvoltare, hrana să fie suficientă. Aici este mătcuța, albina eclozează, odată ce eclozează această albină și el va fi mai puternic, matca va depune ouă, și iată, roișorul va merge înainte, dar să nu uitați de hrana. Nu trebuie uitați, adică îl formezi și să-l uiți acolo, nu. Trebuie frumos să te asiguri de mâncare. El o să-și aducă, dar nici, cred că undeva la 40% din hrana nu o să reușească să-și aducă mâncare.
Aici bagă și el un pic de polen, a adus el și a format un pic de culegătoare. Mâncare are, îl las exact în formatul acesta, dar că îi dau 2 ml de formic. Doar 2 ml, ajunge. Doar cât se simtă și ea, adică eventualii păduchi care vin din exterior, fiindcă colonia din care a fost scoasă această matcă, această matcă a fost tratată, asta este important, și îi dau 2 ml de formic, acolo un pic, e suficient. Dacă de nas în nas cu vreo 2-3 varoa, să se sperie un pic varoa. Atât cât stropesc un pic acest colector cu formic, 2-3 ml. Atâta tot că trebuie să vii să îl dai așa, să vii să îl dai, deci să nu stai pe bază că nu îi dai. Așa, fiind atât de puțin, ai impresia, mă, ce-i formicul ăla? Păi nu-i tratament, este prevenție. Tratamentul nu se face cu formic, eu n-aș face tratament la o invazie de păduchi cu formic, fiindcă scap și de albină. Formicul aplici după ce ai curățat albina, ai dat un amitraj acolo, un tratament chimic, asta dacă ai o infecție foarte mare, tratezi cu cele chimice care nu afectează albina foarte tare, că toate tratamentele afectează, dar așa se spune, că amitrajul n-ar omorâ albina chiar în proporțiile în care omoară formicul. Formicul cam curăță. Bun, ia să-l văd și pe cel din partea dreaptă. Și ăsta e un roi, ăsta e frumușel. Tot așa, cu matcă scoasă din colonie. Măcile care au fost scoase, în locul lor, deci din albina lor, am făcut, cred că, cât am făcut, cred că am vreo 4 nuclei de împerechere făcute din familia lor de bază, dar cu albină multă. Bun, aici avem un roișor bunicel. Bunicel, matca ouă. Nu mai ai treabă cu roirea. Dacă a rămas albină mai multicică, i-a și construit un făguraș, un fagure acolo. Mierea a consumat destul de mult. O să țin cont de acest aspect, îl notez și de la coloniile care sunt lucrătoare, adică sunt pentru miere, care au putere mare de lucru, pot să vin și să-i mai aduc o ramă cu miere și ăsta crește frumos. Un lucru frumos era dacă găseam și ouă pe această foiță, dar a ajuns ca construit-o, mă miră ca construită, dar a avut albină mai multicică. La unele măci care le scoți afară, așa, la unele rămâne mai multă albină, la altele mai puțin. Având două rame negre aici, deocamdată nu trece la, să zic așa, nu trece la foiță, dar probabil când o să eclozeze și acest puiet frumos aici, o să treacă și la foiță, să o ponteze matca. Ba chiar se va mai extinde. Acesta deja eu, dacă totul este în regulă, va intra în iarnă pe 4 rame. Matca s-a odihnit. O matcă care intră în frigurile roitului se odihnește, fiindcă oprește ponta. Da, aici are loc unde se depună ouă.
Albina tânără este cea fricoasă, are larve. Totul este în regulă. O să eclozeze acea albină și se va echilibra bine, bine acest roi, roi artificial. Ia să vedem un pic și mâncarea. Mâncarea mi se pare un pic cam puțină. Undeva la vreo săptămână voi interveni și aduc o ramă cu miere. Da, este puțină mierea. A adus polen, deci nu suferă de lipsă de polen, dar trebuie să aduc o ramă cu mâncare. Îi notez și când umblu la ramele cu miere, dar astăzi să vedeți că eu am ramă cu miere aici în apropiere. Asta e cu polen. Eu o las. Așa fac acum, ca să înțelegeți cum le setez eu. Perfect, are nevoie de mâncare, e mai puternic. Și acum am ocazia să aduc o ramă cu miere, când am adus aminte că am una. Durează un pic, sunt în apropiere să iau rama cu mâncare și să le o aduc. E nevoie de mâncare acolo și odată ce îi dau această ramă, el nu mai are treabă. O să vedeți despre ce e vorba imediat. Așa. Aici au un stup care, haideți că vi-l arăt, are două caturi. De 1 pe 1. E acolo, ăla de acolo. Ăsta. Deci ăsta e. Ăsta e rezervorul de miere. Pot să zic izvorul de miere. Acum e foarte greu mie să lucrez aici la el. Gata, l-am rezolvat. Haideți înapoi la ăla pitic. Să-i aduc mierea. Îi aducem mierea la pitic. Și ce fac? Deci am văzut, iată ce ramă cu miere. Are nevoie, vă zic sigur că are nevoie de miere. Și până aici, frumos. Aici pun rama cu miere. Aici are polen. Și acum, o lună de zile, el nu mai are treabă. De ce? Fiindcă cu această miere, el reușește să plece și el la cules. Cu cât are mâncare la dispoziție, cu atâta se dezvoltă mai frumos, se face frumos și el. După ce prinde putere el, se pornește așa în toată puterea lui, o să-mi crească foițe, le va umple cu ouă. Așa. O să le umple cu ouă și pot ajuta nucleele care se vor împerechea eventual. Azi este o zi superbă pentru ca măcile să iasă la împerecheat. Asta se întâmplă undeva după masă, între 1 și, știu eu, până la 3-4 ele, când ies și trântorii grămadă din stup, se vor împerechea. Dar sunt și regine care preferă să iasă și mai devreme. Deci, iată, cam atât. Cam așa funcționează reginele scoase din stup. Unde am scos reginele, acolo acum sunt împărțiți și e făcut să se împerecheze regina. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine!